Bine v-am găsit, dragii mei! Suntem din nou împreună. Suntem din nou la o emisiune care, de fapt, se vrea continuarea unei emisiuni de acum două săptămâni. V-am promis că foarte repede o să vă vorbesc despre cel care a plecat dintre noi, actorul Vladimir Găitan, omul Vladimir Găitan, și astăzi voi încheia în această emisiune să vă vorbesc despre mai mult despre actorul Găitan Vladimir decât despre omul Găitan Vladimir. Asta am făcut-o data trecută. Sigur, nu pot să nu vă reamintesc de fraza care am spus-o ultima dată. Sunt un om care a trăit o viață plină de compromisuri. Da, personal, eu îl consider pe cel care a fost Vladimir Găitan un om extrem de sincer, puțin cam dur, mă rog, asta venea din seriozitatea lui, din profesionalismul lui. Uneori poate că era cam exagerat și el a recunoscut treaba asta. Dar să știți, a fost un om foarte bun. A fost un om extrem de bun care tot timpul a încurajat talentele care veneau spre scena teatrului sau pe ecranul, sau spre ecranul filmului. Da, recunoaște și el, spunea lucrurilor pe nume. Nu știa nici el cât este de bine treaba asta. Sincer, nici eu nu știu și poate că nu o să știu niciodată cât este de bine să spui lucrurilor pe nume, să spui lucrurile așa cum sunt, să le arăți așa cum sunt. Dar trebuie să recunosc, și nu numai eu zic asta, din punct de vedere profesional, povestea era foarte în regulă, pentru că Vladimir Găitan spunea ce simțea și ce credea el că trebuie spus și nu accepta de la colegi, fie că erau mai tineri, fie că erau mai îmbătrâni, nu accepta întârzieri, vorbe în doi peri sau alte chestii. Vladimir Găitan are o familie, avea o familie și o are, pardon, o familie frumoasă. Băiatul său trăiește la Londra și a încercat nu odată să-l ducă pe tata pentru tratament la medicii de acolo. Ce să vă zic? Băiatul credea și el că poate să facă cine știe ce minuni medicina londoneză. Mă rog. Boala i-a evoluat, i-a produs necazuri, au apărut și alte boli legate de boala inițială, derivate din boala inițială. S-a chinuit enorm, din păcate. Da, ce pot să vă spun despre actorul Vladimir Găitan? Încă ceva. S-a născut în 2 februarie 1947, la Suceava. A absolvit în 1970 Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, secția actorie, clasa profesor George Carabin și Elena Negreanu. A debutat pe scena Teatrului de Comedie, unde a realizat
roluri memorabile în piese ca Mutter Courage de Bertolt Brecht, asta în 72, Trei surori, da, Trei surori de Chekhov în 75, 12 oameni furioși de Reginald Rose, Cinema de Jean Anouilh în 79, piesa Pierrot de Molière în 80, Turnul de Fildeș în 81 de Victor Rozov. Vladimir Găitan a rămas fidel acestui teatru, teatru de comedie, asta și după 1990, jucând în piesele Amfitrion de Molière, Fuga de Bulgakov, Ana Karenina, Tolstoi, Escu de Tudor Mușatescu, Poker de Adrian Lustig, Soare pentru Doi de Pierre Soville, Revizorul de Gogol, Pescărușul de Chekhov. În perioada 1994-1996 a fost director al Teatrului de Comedie din București. A jucat și pe scena Teatrului Notara, în piese precum Întâlnirea la Sanlas de Jean Anouilh, în regia lui Geo Saizescu, Îngeri în America de Tony Kushner în 1998, în regia lui Teodor Cristian Popescu, iar în 2001 a devenit director al Teatrului Notara. Da. În cinematografie a debutat în 1969, în perioada studenției, în extraordinarul film Reconstituirea. Despre filmul acesta o să vă vorbesc un pic mai târziu, merită să vă vorbesc. Filmul în care a jucat Vladimir Găitan, filmul a fost făcut în regia lui Lucian Pintilie, marele regizor român Lucian Pintilie. În 2018, fac o paranteză, la un festival de carte în Cluj, la o lansare de carte în Piața Unirii, m-am întâlnit cu actorul George Mihăiță, care avea rolul principal în filmul, care a avut rolul principal în filmul Reconstituirea, alături de Vladimir Găitan. Aveam la mine una din cărțile mele scrise recent, l-am oprit pe maestru Mihăiță și i-am făcut cadou cu o dedicație această carte, la care dânsul, foarte drăguț, a luat dintr-o geantă de-a lui cartea, vă arăt, cartea se numește Mihăiță, este o carte care vorbește despre reconstituirea unei vieți, a vieții actorului George Mihăiță. Foarte drăguț mi-a scris aici lui Ion bucuria de a ne fi întâlnit, George Mihăiță, și pe o carte poștală, un fel de vedere cu el, să vă arăt, a scris lui Megha cu deosebită prietenie, George Mihăiță, Cluj, octombrie 2018. Da, în această carte, autoarea cărții, pentru că este o autoare, se numește Doina Pap, critic literar, istoric de teatru, publicistă, mă rog, vorbește și despre acest film, Reconstituirea, în care regretatul Vladimir Găitan a avut un rol principal alături de George Mihăiță. Pe urmă a urmat rolul în numeroase alte filme, Căldura, a lui Șerban Creangă în 69, Puterea și adevărul, regia Manole Marcus în 71, Ceața în 73, Pe aici nu se trece, Doru Năstase, Din nou împreună, George Cornea în 78, Năpasta, filmul lui Alexa Visarion în 82, Zbor periculos, regia Francis Munteanu în 84 și multe, multe altele. Întunecarea, Secretul lui Nemesis,
Racolarea, Omul zilei a lui Dan Pizza, ei da, un film, Musafirul de duminică, Roberta. A avut o colaborare foarte, foarte lungă cu regizorul Sergiu Nicolaescu. Acesta l-a distribuit în multe din filmele sale. Zile fierbinți, Accident, Pentru patrie, Ultima noapte de dragoste, fac o paranteză, acest film m-a impresionat extraordinar de mult, extraordinar de mult, sigur, era după un roman, un roman clasic al literaturii române, Ultima noapte de dragoste, făcut în 79, Duelul în 81, Întâlnirea, Wilhelm Cuceritorul, o coproducție franco-română, Noi cei din linia întâi, François Villon, Poetul vagabond, făcut în 87, Mircea, făcut în 1988, Coroana de foc, Oglinda și multe, multe, multe altele. A avut numeroase roluri și în spectacole de teatru TV sau radiofonice. Vladimir Găitan a jucat în seriale și în telenovele românești, cum a fost Roberta, Căsătorie imposibilă, Daria, Iubirea mea, cum pasă înainte, Inimă de țigan. În 13 decembrie 2002, Vladimir Găitan a fost decorat cu Ordinul Național Serviciu Credincios în grad de cavaler, alături de alți actori, pentru devotament și harul artistic puse în slujba Teatrului Românesc. Cu prilejul împlinirii unui veac și jumătate de existență a Teatrului Național din București. În 2007 a împlinit vârsta de 60 de ani Vladimir Găitan și a jucat alături de fiica sa Gloria pe scena Teatrului de Comedie în spectacolul Soare pentru Doi, spectacol de debut al fetei lui, la acea vreme studentă în anul 4 la Universitatea Națională de Arte Teatrală și Cinematografică din București. Ce frumos! Foarte frumos! Tatăl și fiica au fost pentru prima dată împreună pe o scenă profesionistă, jucând rolurile de tată, respectiv fiică. Ce frumos, da, repet, în spectacolul regizat de Alice Barb pe textul lui Pierre Soville. Vladimir Găitan a și scris, deci nu se putea altfel, zic eu, a și scris la 7 mai 2015 și a lansat la Biblioteca Centrală Universitară din Iași volumul Zigzag prin alfabetul vieții. Frumos titlu, frumos titlu. Eveniment care se înscrie în cadrul manifestărilor organizate în cadrul celei de-a 7-a ediții a seriilor Filmului Românesc. La 27 martie 2018, în cadrul galei premiilor Galele Gopo 2018, actorului Vladimir Găitan i-a fost decernat premiul pentru întreaga activitate. A fost prezent Vladimir Găitan la 23 iulie 2018 la Cinema Amza Pelea din Râșnov la prezentarea filmului Reconstituirea, regia Lucian Pintilie, o proiecție specială în Festivalul de Film și istorie Râșnov la 50 de ani, da, cum trece timpul, așa e, la 50 de ani de la începerea filmărilor la această peliculă extraordinară. A vorbit cu acest prilej despre ceea ce el a numit șansa, marea lui șansă de a fi lucrat cu regizorul Lucian Pintilie la pelicula Reconstituirea. Filmele noastre istorice sunt niște basme frumoase, spunea la 9 august 2018 marele actor cu prilejul dezbaterii organizate
la cea de-a doua ediție a proiectului Filmul și literatura la Muzeul Național al Literaturii Române. La 6 ianuarie 2019, Teatrul de Comedie a sărbătorit la sala Radu Beligan 58 de ani de la înființare, evenimentul fiind deschis cu un omagiu adus actorilor Virginia Mirea și Vladimir Găitan, artiști care au contribuit constant la notorietatea acestui teatru. Da, aceasta a fost biografia actorului Vladimir Găitan. Începusem acum o jumătate de oră să vorbesc despre compromisurile actorului Vladimir Găitan. Da, el recunoaște. Cel mai tare mă doare compromisul cu puterea pe care l-am făcut și în perioada regimului ceaușist, dar și după aceea. În perioada comunismului n-am refuzat să-mi fac meseria și niciodată n-am avut puterea să refuz. Da. V-am spus, omul avea o tărie de a spune adevărul și de a spune lucrurile drepte, avea o tărie extraordinară. E adevărat, reportajul pe care l-a luat ziarul Metropolis acestui actor se încheie tot într-o notă tristă, într-o notă cenușie, gri. Nu pot să fabulez eu, Ioan Megea, nu pot decât să vă spun exact cum a încheiat el acest dialog cu reporterul. Reporterul îl întreabă, deci astăzi nu s-a schimbat nimic. Nimic, răspunde Vladimir Găitan. Și atunci, sigur că fenomenul de neîmplinire, de frustrare și de tot ce vrei, e foarte prezent astăzi când stăm noi doi aici de vorbă. Da. Dragii mei, am aici câteva rânduri. Atunci când în 2 februarie 2014 Vladimir Găitan a împlinit 67 de ani. A vorbit cu această ocazie și a spus o frază, printre multe, multe alte fraze, o frază care, de fapt, ar putea fi titlul tuturor emisiunilor mele. Nu vreau să spun, avem nevoie de cultură, este un titlu deosebit, dar ceea ce spunea Vladimir Găitan este extraordinar și asta. Cartea și teatru rămân salvările noastre. Da, foarte frumos, foarte frumos spus. Cu ocazia împlinirii vârstei de 67 de ani, Vladimir Găitan spunea, despre teatru cred că este o formă absolută necesară, o formă necesară de cultură. De câte ori reușesc eu, Vladimir Găitan, să mă duc la teatru, la colegii mei, să văd un spectacol, plec de acolo alt om. Da, așa e. Știu că nu mă aude, dar o spun și eu. Maestre, așa simt și eu când mă duc, și nu numai eu, și voi o simțiți la fel, și colegii mei care sunt cu mine, toți simțim la fel, suntem alți oameni când ieșim dintr-o sală de teatru
când ieșim dintr-o sală de filarmonică, când ieșim dintr-o sală de cinematograf. Mă simt mai bogat, sunt mai frumos, sunt mai drept, spunea Vladimir Găitan. Parcă s-a întâmplat ceva. Parcă am făcut o cură de medicamente minunate. Parcă mă simt așa, ca o cură. Cartea și teatru rămân salvările noastre. Vă rog să rețineți, dragii mei, e atât de frumos spus și atât de adevărat. Cartea și cultura rămân salvările noastre. Asta spunea actorul într-un interviu, un interviu făcut pentru site-ul Ceașca de Cultură, realizat de Ștefania Argeanu. Da. Am aici în față o fotografie a lui Vladimir Găitan. Și sub fotografia lui văd o frază, mai multe fraze, extraordinare. Văd în teatru salvarea noastră, a tuturor. Teatru are o poveste. Trebuie să vă agățați de ea și să nu o lăsați să dispară. Eu mi-am făcut datoria și cu multe sacrificii chiar. Am salvat spectacolul de teatru. Am jucat în niște condiții uneori îngrozitoare, pe un frig, Doamne, și ce frig mai era în vremurile acelea în sala de teatru. Oamenii stăteau cu paltoanele pe ei, cu fularul, cu căciul, mâinile erau înmănușate, aplauzele erau înăbușite, sunau aplauzele astea înăbușit. Asta nu se poate uita, dragii mei. Nu mai am timp să mai spun povești și minciuni, spunea Vladimir Găitan. Nu vreau să duc povara unei minciuni alalong că ce? Ce să spun? Că am fost un făt frumos pe cal alb? Nu, 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 dragii mei. Am fost un om cu multe slăbiciuni, cu multe păcate, cu multe defecte, și mi-asum, nu sunt deloc mândru de ele, dar am singura consolare că acolo unde am putut, am făcut bine, nu am făcut rău nimănui. Au fost doar, de multe ori, porniri egoiste și satisfacții personale. Vreau să cred că fără să rănesc pe cineva. Lucrul ăsta mă face să mă accept așa cum sunt, spunea Vladimir Găitan, actorul Vladimir Găitan. Da, mai am câteva fraze de la data de 2 februarie 2018, când Vladimir Găitan a împlinit 71 de ani. Frumoasă vârstă, da. Aici el, cu ocazia împlinirii vârstei de 71 de ani, ne amintește nouă, deși gândul de a deveni actor i-a dat târcoale, visul său era să urmeze, v-am mai spus asta, visul său era să urmeze geologia. Era pasionat de munte, de drumeții, da. Vladimir Găitan a devenit peste noapte unul dintre cei mai solicitați actori. Jucând în filme precum Ultima noapte de dragoste în 1979, Duelul în 1981, Năpasta, Întunecarea, Oglinda, Omul zilei, Femeia visurilor în 2005, da. În 2018, Vladimir Găitan juca încă pe aceeași scenă, teatru de comedie. Da. Dragii mei,
Vladimir Găitan, ca orice actor mare, ca orice actor din România, a trăit alături de alți actori români, alți actori mari, alți actori deosebiți. Din păcate, aproape toți au plecat de lângă noi. Amza, Dinică, Ștefan Iordache și poveștile lor. Am să vă spun câteva din poveștile lor împreună cu omul despre care vă vorbesc astăzi, omul și actorul Vladimir Găitan. Spunea în cartea lui, Zigzag prin alfabetul vieții, Amza Pelea pleca după țigări și uneori se întorcea după 3 zile. Da. Maria Capelos, într-o discuție amicală cu Vladimir Găitan, prezintă povestea vieții, cartea Zigzag prin alfabetul vieții, prezintă povestea vieții unuia dintre cei mai îndrăgiți actori români de teatru și film. Spuse chiar de el, sub forma unui alfabet personal. Criticul, marele critic, Alex Ștefănescu, care, fac o paranteză, a fost coleg de bancă cu Vladimir Găitan, frumos. Joia trecută, am cumpărat, ca de obicei, România Literară și în ultimul număr din România Literară am găsit un articol extraordinar intitulat Colegul meu de bancă, Vladimir Găitan, scris de Alex Ștefănescu. O să ajungem și acolo. Multe surprize mi-a făcut Vladimir Găitan, dar cea mai mare este chiar această carte de amintiri, scrisă cu un talent de povestitor, pentru care ar putea să îl invidieze mult scriitor de profesie, spunea criticul Alex Ștefănescu în prefața volumului cărții, Zigzag prin alfabetul vieții. Da, dragii mei, Vladimir Găitan a fost partener de scenă și nu numai atât, prieten al unora dintre cei mai importanți actori români, Amza Pelea, Ștefan Iordache, Gheorghe Dinică, Marin Moraru, Dumnezeu să-i odihnească. Poveștile cu ei și despre ei fac deliciu cărții. Iată mai jos câteva fragmente. Amza Pelea și țigările. Mă duceam deseori pe la el pe acasă, eram prieten bun cu Amza Pelea. Într-o astfel de vizită a avut loc una dintre celebrele lui replici. Când vroia să o șteargă de acasă, Amza Pelea spunea că, domnule, nu mai am țigări. Și dispărea, plecarea lui de câteva minute, durând uneori și 3 zile. Într-o zi am ajuns la el acasă și imediat ce am intrat, mi-a și șoptit. Spune că n-ai țigări. Vladimire, spune că n-ai țigări. Și apoi cu voce tare. Vladimire, dă-mi, domnule, și mie o țigare. N-am, am zis, așa cum ne-am înțeles. Aoleo, draga mea, domnica, mă duc cu Dudiță să iau țigări. Domnica de la bucătărie a spus, da, știu, du-te. Am ajuns în pragul ușii și am văzut-o pe Oana, uitându-se cu jind la noi, moment în care Amza a zis, și dacă întârziem puțin, pe asta mică, pe Oana Pelea, s-o dai la medicină. E o facultate foarte bună. Oana atunci avea vreo 9 ani. După vreo 10 ani, timp în care ea a devenit o frumusețe foarte specială, mi-a devenit parteneră în primul ei film, în anul în care a murit și Amza, tatăl ei, un film realizat cu Defa Berlin. Amza, în afară de faptul că era un mare, mare povestitor, era și un gurman extraordinar. Dacă îți făcea el o felie de pâine cu slănină,
Nu se compara nici cu mama homarului. Ce pot să zic, domnule? Sau cu cea mai bună friptură din lume. Putea ea să fie chiar cu carne de dinozaur, să zic. Pâinea, după ce o prăja, o freca discret cu usturoi. Întotdeauna, la cortul generalului, era agățată o funie de usturoi. Apoi, întindea pe pâine slănina. Da. Să încerc să deschid paginile. Aia care curgea, luată de pe foc, unde a întors-o, să picure bine în pâine. Puh! Îmi plouă și acum în gură. Îmi plouă și acum când îmi aduc aminte. Era ceva minunat. Sandwich mai bun, mai gustos, cu bucățele și de cărbune, și de cenușe pe el. Dom'le, nu am mai mâncat și nici nu cred că voi mai mânca vreodată. În continuare, vă vorbesc despre părerile lui legate de Ștefan Iordache, marele Ștefan Iordache. Întotdeauna am spus și spun și acum, la sfârșit de drum, că în această profesie, profesia de actori, noi suntem egali. Egali. Da, există un Ștefan Iordache, sau un Gheorghe Dinică, sau un Marin Moraru, și ca ei mai sunt câțiva. Sunt actori atinși de o aripă de înger, așa îmi place mie să spun. Asta nu înseamnă că noi, ceilalți, actori buni, care ne-am dat în ani grei măsura talentului, nu ne avem locul nostru sub soare, să beau puțin apă. Dar trebuie să înțelegem că ei, cei atinși de această aripă de înger, sunt undeva acolo sus, deasupra. Da. Nu suntem egali. Totuși trebuie să recunosc adevărul ăsta. Nu suntem egali. Ștefan Iordache era un partener de scenă minunat. Genul de actor care, în afară de faptul că transmitea extraordinar, te trăgea și pe tine undeva lângă el. Dumnezeule, ce frază deșteaptă! Te trăgea undeva lângă el. Aduceți-vă aminte de rolurile făcute de Ștefan Iordache. Cu siguranță o să-i dați dreptate lui Vladimir Găitan când spunea frazele astea. Poate unora dintre voi li se va părea că bat câmpii când vorbesc de fenomenul acesta paranormal al unei aure care plutește în jurul unui actor. Eu cred că este real. Ștefan Iordache, Ștefan, avea această aură și te trăgea alături de el și de aura aceasta. Și dacă am făcut și eu un rol de excepție în acest spectacol, în piesa Fuga, l-am făcut și datorită lui Ștefan, care efectiv te absorbea undeva acolo, în zona aceea miraculoasă, olimpiană, o zonă olimpiană. Sunt lucruri pe care dacă nu le recunoști, înseamnă că ești mic. Ești mic la suflet și te vei chinui toată viața crezând că ție, Dumnezeule, că ție ți se face o mare nedreptate. Da? Se poate trăi, mă rog, să spunem că se numește corect, se denumește corect a trăi. Se poate trăi și așa, crezând că ție ți se face o perpetuă nedreptate. Dragii mei, toți suntem utili. Toți ne avem locul sub soare. Locul nostru sub soare. Unii sunt însă acolo undeva
deasupra noastră și dacă nu o recunoașteți, vom fi tot timpul niște suferinți și niște infirmi. Da. Frumos, frumos. Cum pot să uit o noapte cu Ștefan Iordache la Bolta Rece din Iași, după ce tocmai primise fiecare dintre noi un premiu pentru rolurile din piesa Fuga. Am stat de vorbă până când au început să cânte vrăbiuțele pe lângă noi și s-a luminat de ziua. Am stat de vorbă pe o prispă la Bolta Rece, după care ne-am dus la Bojdeuca lui Ion Creangă și la Dorința lui Iordache. Am stat acolo o vreme. L-am trezit în zor de zi pe custodele Bojdeucii, care în loc să se supere, ne-a zis că în viața lui nu s-a bucurat atât de mult să fie trezit de cineva la ora aceasta. Da, cred și eu, Ștefan Iordache, Vladimir Găitan. Și iarăși s-au umplut cănile acelea de ale lui cu vin bun și povești despre Ion Creangă și Mihai Eminescu și iarăși a fost o zi plină ca o viață. Pentru că efectiv sunt, poate în anii aceia, pentru că efectiv sunt poate ani în care nu ți se întâmplă nimic. Și apoi într-o zi și o noapte poți să trăiești cât să-ți umpli niște ani buni de tot. Filmăm la un moment dat în aeroportul Otopeni pentru filmul Zbor periculos. Un fric cumplit, decădeau vrăbile înghețate chiar în clădirea aeroportului. La un moment dat s-a anunțat că va sosi pe Otopeni un avion din țările calde ce se îndrepta în altă direcție, dar pe care o defecțiune îl obligă să aterizeze pentru a face o nouă alimentare cu combustibil. Să mă uit la ceas. Mai avem puțin, aproape un sfert de oră. S-a eliberat o pistă și a aterizat un monstru de avion. Am trimis niște autobuze, cavai de ele, cu burduful spart, să ia pe pasageri, fiindcă ceea ce trebuia să se facă nu se putea face cu pasagerii în avion. Pasagerii acelei curse erau însă în bermude și în șlapi, corespunzător vremii de unde plecaseră ei și acelei unde trebuia să ajungă. Nu aveau de unde să știe bieții oameni că vor fi nevoiți să facă un popas la Polul Nord. Când s-a descărcat primul autobuz și pasagerii au ajuns în dreptul geamului de unde îi priveam noi, i-am văzut săracii vineți de frig și tremurând în continuu. Comandantul din aeroportul Otopeni, care stătea cu noi, s-a apucat să ne spună amuzat, imitând dârdăitul lor. Ia uite mă la ăștia cum sunt! O să înghețe, vai de mama lor! Și a continuat să facă remarci, amuzându-se într-una. I-am spus să-i bage pe oameni undeva, să-i bage pe bieții oameni undeva, iar el tot râzând mi-a răspuns. Unde să-i bag? Unde dracu să-i bag? Nu e cald nicăieri. Nu e cald nicăieri, tovarășe Găitan. Și apoi unde pot să-i bag pe toți? Și atunci ce faceți, domnule, cu oamenii ăștia toți? Se bolnăvesc? Nu am terminat bine fraza, că l-am văzut pe Gheorghe Dinică, pe Gigi, cum îi spuneam eu, cum se îndreaptă spre comandant. Îl apucă de pufoaică, atenție! Gheorghe Dinică îl apucă pe comandantul aeroportului de pufoaică și îi spune: băi, idiotule, băi, nu mai râde ca un cretin, dă ordin să-i ducă înapoi în avion, băi, vită, mor oamenii ăștia, se îmbolnăvesc, fă dracului ceva. Tovarășe Dinică, cum vorbiți cu mine? Ăsta e regulamentul. Ce regulament, cretinule? Nu vezi că se îmbolnăvesc cu oamenii ăștia? Domnule,
ce a fost la gura lui Gigi, nu vă puteți închipui. A fost o scenă impresionantă. Francis Munteanu, regizorul, s-a dus repede spre el să-l tempereze și l-a scos pe comandant din mâinile lui. Într-adevăr, oamenii până la urmă au fost duși imediat în avion. Gheorghe Dinică și Marin Moraru au fost foarte buni prieteni, în ciuda faptului că erau extrem de diferiți. Cred că era o prietenie din aceea, din acelea în care se vedea, ei se vedeau și tăceau 3 ore împreună. Uite, spunea Dinică, m-am întâlnit cu Marinuș. Cred că am stat vreo 3 ore cu el. Și ne-am simțit atât de bine împreună. Bun, dar ce ați făcut? Dom'le, ce am făcut? Dacă bine mi-amintesc, cred că vreo 2 ore și jumătate am tăcut amândoi. Foarte interesant, cu atât mai mult, cu cât nici măcar nu pot spune că stăteau pe o băută, fiindcă Marin Moraru, Marinuș, nu bea. 2 actori uriași și 2 oameni fantastici, care au dat scenei românești valoare, individual sau într-un cuplu, cum rar se întâlnește. Filmul Reconstituirea, în care a jucat și Vladimir Găitan cu George Mihăiță, a reprezentat, dragii mei, o trambulină extraordinară de lansare pentru un tânăr aflat încă pe băncile facultății. Dacă am fi trăit într-un sistem normal, firesc, democratic, ar fi putut fi chiar o șansă de lansare într-o carieră internațională. Partea interesantă din punctul de vedere al carierei noastre, și aici, zice Vladimir Găitan, mă refer la mine și la George Mihăiță, da, se pare că am pornit amândoi la drum, și am cam ținut-o tot așa, drept, am cam ținut-o, da. Dovadă stând cei peste 45 de ani de când suntem colegi. A fost o întâmplare pe care am trăit-o la terminarea facultății. Ne-am dus să ne luăm diplomele de absolvire și secretara institutului ne-a arătat o scrisoare cu foarte multe antete pe ea, venită din Italia. Auzi, domne, din Italia, imediat după ce filmul fusese văzut, Reconstituirea, deci în urmă cu aproape 2 ani de momentul în care ne-a fost... Eu și Mihăiță eram, atenție ce scria în scrisoare, eu și Mihăiță eram solicitați de marele regizor Michelangelo Antonioni să dăm probe pentru un film. Punct. Da. Ce-a făcut institutul? A răspuns că programa școlară nu permite absența noastră de la cursuri. Ce mai este de spus la această situație? Păi ce dracu să mai fie de spus? Nimic, dragii mei. Nimic. Nu mai e nimic de spus. Asta era. Sau, cum spunea Ștefan Bănică, senior, tata lui Bănică, târziu, nenică! Târziu? E o expresie cunoscută de actor pe care dacă aș reproduce aici, ar fi nevoie de prea multe bipuri. Târziu, nenică! Târziu! Da, scumpii mei, ne apropiem, dacă nu chiar ne-am apropiat de terminarea emisiunii, rămâne poate pe altă dată să vă vorbesc despre rolul jucat de Vladimir Găitan în Reconstituirea, în marele film Reconstituirea. Pelicula a fost filmată în 68. A rulat 5 săptămâni, asta pot să vă mai spun. A rulat 5 săptămâni la cinematograful Luceafăru, o sală în afara circuitului de elită. Era însă atât de căutat filmul. Lumea se bătea să-l vadă. I s-a dus buhul
și cu ajutorul Europei Libere, care îl elogia pentru ceea ce spunea filmul despre realitatea din România, așa numitul dezgheț ideologic. Și atunci, dragii mei, și atunci, îngrijorați, responsabilii culturali l-au interzis. L-au scos brutal de pe ecrane, după vizionarea filmului de către tovarășii și suspuși, unul dintre ei a zis: filmul ăsta trebuie închis cu cheia și pe urmă cheia înghițită. Idiot individ. Idiotă remarcă, idiotă frază. Da, scumpii mei, m-a cam luat valul, cum s-ar spune. Poate am vorbit prea mult despre acest mare actor, dar să nu uităm, și astăzi este o zi specială pentru noi românii și este un lucru extraordinar ca într-o zi ca asta, sau într-o zi cum a fost cea de ieri, pentru o zi cum a fost cea de ieri, să vorbesc despre un român așa de grozav, despre un actor sau poate în primul rând despre un om care se numește Vladimir Găitan. Vă mulțumesc pentru faptul că m-ați acceptat lângă dumneavoastră, vă mulțumesc că m-ați primit, deci, acolo, în casa dumneavoastră, vă doresc niște zile plăcute și nu uitați, vă iubesc din tot sufletul. La revedere!